Îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara, bună să vă fie inima, frumoase să vă fie gândurile și visele pe care le aveți să poată să fie făcute realitate. Și dacă lucrurile acestea se petrec în viața ta și în viața mea, aproape că-i destul. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, dragii mei, și să binecuvinteze în mod special șederea noastră în seara aceasta aici. Amin. Iată-ne împreună în drumul acesta care încet devine obositor, nu? Pentru unii deja e un alt ritm al vieții noastre, în fiecare săptămână, vineri, sâmbătă, duminică, miercuri și apoi de la început. Pentru unii dintre noi devine un alt ritm al vieții, pentru alții seriile acestea încurcă ritmul normal al vieții noastre și uite așa, sprijinindu-ne unii pe alții și intenționând unii și alții să facem bine, ne bucurăm din când în când de osteneala, să o numesc așa, pe care și-a propus-o cerul să o deruleze în vederea mântuirii tale și a mântuirii mele. Așa că, iubiții mei oameni, fie harul lui Dumnezeu și dragostea Lui peste voi încă o dată. Amin. Deschid din nou Scriptura la Psalmul 90. De acum deja obișnuit sau poate chiar plictisitor pentru unii dintre noi și citesc din nou cuvintele așezate în formă de versuri, cuvinte pe care Dumnezeu a ținut foarte mult să le noteze în ceea ce noi numim Sfintele Scripturi, pentru a rămâne un reper, să-i spun așa, în preocupările mele și în preocupările tale. Dragii mei, indiferent de vârsta pe care o aveți, fie că sunteți bătrâni, fie că sunteți tineri, fie că sunteți căsătoriți sau necăsătoriți, aș vrea să preluați versurile acestea cu cantitatea lor de poezie, să le preluați cu cantitatea lor de farmec spiritual și nu în ultimul rând să le preluați cu cantitatea lor de autoritate. Vedeți, de obicei, când eram copii, fiecare dintre noi învățam fel și fel de poezii, nu? Prima dată ne eram interesați ca la capătul versului să sune și să se potrivească între ele. Mai târziu, citind aceleași versuri, au prezentat pentru noi o altă culoare artistică. Dar când în viața noastră s-a întâmplat ceva care s-a suprapus cu ideea unor versuri, versurile au reprezentat altceva, și anume autoritate. Aș putea să iau un exemplu, nu? Probabil că ați fost unii dintre voi care ați avut o prietenie cu o fată sau cu un băiat care s-a prăbușit, nu? Până atunci ați învățat poezia Floarea Albastră a lui Eminescu și ați recitat-o poate chiar frumos, dar în ziua în care ea ți-a întors spatele și a zis să-ți vezi de drum, altfel ai dat sonoritate cuvintelor și te-ai dus minunea lumii și a murit iubirea noastră. Totuși este trist în lume, floare albastră, floare albastră. Adică frumusețea poetică sau, dacă vreți, sonoritatea celebrului geniu devine autoritate, pentru că în viața mea s-a întâmplat ceva ce se suprapune cu versul poetic. Repet, vă rog, indiferent de vârstă, de starea voastră civilă sau religioasă, să încercați să preluați farmecul acestor versuri ca autoritate. Și atunci
cu totul altfel trăiți cuvintele acestei poezii sau acestui psalm. Începând cu versetul 9, în psalmul 90, citim așa. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dacă pe de adevăratele ai crede că zilele tale pierd, dacă pe de adevăratele ai crede că zilele tale și anii tăi se duc ca un sunet, dacă ai începe să realizezi că viața ta se ridică la 70, hai, la 80 și un pic, dacă ai realizat pe de adevăratele lucrul acesta, când ai citit versurile acestea, ele nu ți-ar da doar un confort poetic, ele nu ți-ar da doar un confort, să-i spunem așa, spiritual, ele n-ar adăpa doar setea ta după să-i spun așa, o fereastră deschisă și către alte lucruri. Ci dacă tu ai realiza că viața ta se duce ca un sunet, dragul meu, versurile acestea ar avea autoritate asupra ta. Relația dintre tine și ele ar fi de alt gen. Ca în fiecare seară și în seara aceasta, dragii mei, am pus sub radical problema vieții și exprim al șaselea radical, dacă pot să-l numesc așa, nu? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai curăța mâinile de sânge. N-ai suporta nici măcar cât un vârf de ac de sânge să fie pe mâinile tale. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai umblat disperat să-ți vezi mâinile curate de sângele cu care sunt murdare. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, nici măcar nu vezi că-s murdare de sânge. Mesajul din seara aceasta, dragii mei, l-am așezat în titlu Crimă și onoare. Sigur că, aparent, asocierea acestor doi termeni sau asocierea prin acești doi termeni a două realități este neavenită. Ce are crima cu onoarea? În jurul crimei gravitează oroare, răutate, necugetare, lipsă de bun simț, animalism. Și în jurul onoarei gravitează demnitate, cuget curat, lege, bine. Ce are crima cu onoarea? Mesajul acestei seri, dragii mei, vrea să se întâlnească cu mine și cu tine în loc
locurile în care n-am fi dorit să se întâlnească niciodată. În seara aceasta am să-mi permit să intru până în cugetul tău. Poate că e prea mult. Și dacă socotești că e prea mult și este de nesuferit, poți să te retragi. Dar știți cum este, dragii mei? Noi nu ne ajutăm unii pe alții dacă tot vorbim de lucruri frumoase care n-au nimic comun cu noi. Și cu această ocazie, dragii mei, aș vrea să ne permitem toți să ne ridicăm mâinile și să ne uităm la ele, să vedem cum stă sânge închegat pe ele și miroase. Și să vedem ce legătură ar putea să existe între crimă și între onoare. Vedeți? Când zici cuvântul criminal, te gândești la un om care a omorât pe altcineva, poate crezi așa în mintea ta care arăta ca un monstru, dar nu e așa. Am fost la penitenciarul de maximă siguranță din Timișoara, vă spuneam cu o altă ocazie, ca să țin o slujbă acolo la întemnițații. Am fost invitat de către preotul penitenciarului. Și au venit în jur de vreo 100 de întemnițați și am întrebat cine are cea mai mare condamnare. Și au fost câțiva care au avut 18-25 de ani și erau 4 dintre ei care erau criminali. Și m-am uitat așa la ei, erau oameni ca și mine, îmbrăcați curat, arătau chiar bine, vorbeau frumos. Și era așa diferență între cuvântul din mintea mea criminal și ei. Și în sinea mea ziceam, mă, dar nu e nicio diferență între mine și ei. Și par așa cum se cade. Cum poate să le zică cineva criminal? Ce e asta? Sau m-am împrietenit cu mai mulți ani în urmă cu un bărbat, avea cu soția lui și avea un copil, m-am împrietenit cu ei și am ajuns așa în scurt timp prietenuit așa, la cataramă. Un om de toată isprava, de așa jovial, cu bun simț, cu tot ce vrei și la o vreme a zis, mă Iacob, ce vreau să-ți povestesc ceva să n-auzi de la alții. Nu, povestește. Și îmi povestește cum, cu vreo 12 ani în urmă, supărat fiind pe cineva, s-a dus la el acasă, l-a bătut și l-a omorât. Și a făcut 10 ani de temniță. A fost eliberat și acum era prietenul meu și în casă la mine. Criminal. Păi e ca mine. Părăca frumos, mașină elegantă. Am observat un lucru interesant. Că atunci când te uiți tu la un criminal, îl vezi ca un om oarecare. Dar când se uită mama căreia i-a fost omorât copilul sau femeia căreia i-a fost omorât soțul sau un om căreia i-a fost omorât fratele, când se uită la cel care a comis crima, îl vede altfel, nu ca mine.
Și am povestit cu oameni de genul acesta și este o diferență radicală între cum mă uit eu la cel numit criminal și între cum se uită omul căreia a fost omorât fratele, tatăl sau mama de către cineva. În omul acela se petrece cu totul altceva. Iar ochii lui de răzbunător privesc până când există viață în el cu atenție unde e criminalul și prin ce posibilitate să poată să se răzbune. Și îmi spunea prietenul acesta al meu că a trebuit să se mute cu totul de unde a locuit ca să-i piardă urma răzbunătorii celui pe care el l-a omorât. Aș vrea să vă citesc în Sfânta Scriptură un gând în Evrei la capitolul 9 cu versetul 22. Evrei 9 cu versetul 22. Și aici, după ce citim acest lucru, să ne permitem un pic să începem, dacă vreți, problema acestei serii. Zice așa: și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu există iertare. Iubiții mei oameni, fie că sunteți adventiști, fie că nu sunteți adventiști, fie că sunteți creștini, fie că nu sunteți creștini, fie că voi credeți în Dumnezeu, fie că nu credeți și întâmplător de jenă sau de prietenia cuiva ați venit aici, vreau să știți în seara aceasta că păcatul este o problemă de crimă. Între noi, când ne uităm unul la altul, nu e nicio diferență, arătăm la fel. Dar ochii răzbunătorului, când se uită, vede altfel criminalul. Iar când tu sau eu văd lucrurile păcatului așa simpliste, ce-i că am mințit și eu, ce-i că am jurat și eu pe mama, ce-i că am pus și eu mâna pe ce nu i-am, e o chestie normală. Păcatul este o problemă de crimă. Iar dacă ai fi atent pentru câteva minute să vezi cum se uită răzbunătorul, ai transpira puțin pe spate. La vreo 2 ani după ce s-a eliberat din temniță prietenul acesta al meu, într-o piață l-au prins 6 inși care vreau să răzbune pe cel ce l-a omorât. Și nu se poate descrie în cuvinte ce a pățit când răzbunătorii au pus mâna pe el. Dumnezeu a făcut să scape, în mod normal, era omorât. Permite-ți în seara asta să te uiți la tine, nu prin ochii mei și ai tăi, că așa suntem la fel. În seara asta aș vrea să te uiți la tine prin ochii răzbunătorului. Păcatul nu e o problemă de convenție, ci este o problemă de crimă. Iar cine face păcat e criminal.
eu nu vreau să te simți osândit, dar nici nu-mi doresc să pleci de aici și să te întâlnești vreodată cu Dumnezeu și să zici că n-ai știut. Pereții aceștia ai credinței văruiți cu var frumos, surogatele acestea despre Dumnezeu și despre Hristos, alifiile acestea de aloe vera sau ce știu de care puse în numele cuvântului lui Dumnezeu, în care îl prezintă pe Dumnezeu ca un fel de nimic, uitați-le! Păcatul este o problemă de crimă și ochii răzbunătorului se uită altfel, nu cum ne uităm noi. Nu știu dacă știți că s-a dat lege prin care cei ce sunt închiși în pușcărie nu mai sunt îmbrăcați în haine vărgate, ci sunt îmbrăcați fiecare cu ce haine are. Și când am fost acum la Timișoara, mi-am ținut slujba aceea, erau unii mai săraci îmbrăcați, dar ăștia ce erau criminali, mi-era rușine cum eram îmbrăcat eu pe lângă ei. Gândeai că ei sunt liberi și eu sunt în temniță. Și când te uiți așa unul la altul, nu-i nimic, dar ochii răzbunătorului văd altfel criminalul. Și spune aici textul, după lege, aproape totul este curățit cu sânge, și fără vărsare de sânge nu există iertare. Adică fără crimă nu poate să fie iertat nimeni. Mă întorc la Psalmul 90, zice aici, dar cine ia seama la tăria mâniei tale, Doamne? Cine ia seama la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? În momentul în care cineva realizează că a comis o crimă și în momentul în care cineva realizează că există un răzbunător, liniștea îi dispare, știți pentru câtă vreme? Știți pentru câtă vreme? Pentru toată viața sau cel puțin pentru cât timp e în viață cel care poate să-l răzbune pe cel omorât? Nu-i simplu. Nu-i simplu. În satul meu unde am crescut, când am fost așa copil, doi oameni s-au bătut și unul dintre ei a luat săcurea și l-a omorât pe celălalt. Și a mers în, l-a băgat la închisoare, nu mai țin minte pe câți ani. În sfârșit, cu vremea s-a eliberat și mortul avea un copil. Când a fost omorât tatălui, să fie avut așa vreo 8 până în 10 ani. Și auzeam oamenii cum vorbesc. Ei zice, acum s-a face mare băiatul lui și o să-i o plătească înapoi. Eu nu știu dacă copilul celui ucis s-a gândit la asta, dar oamenii așa vorbeau între ei. Acesta nu o să lase nerăzbunat pe tatăl lui. Și ani de zile a murit acum vreo 2 ani criminalul, dar până la moarte îl urmărea gândul, dacă feciorul lui într-o zi mă omoară. Când ești criminal și știi că există răzbunător, liniștea îți dispare pentru toată viața.
Și, dragii mei, păcatul este o problemă de crimă și aș dori în seara aceasta să vedem în ce formă sau cum poate să fie iertat păcatul și apoi tu să decizi dacă vrei în vreun fel sau altul să scapi de neliniștea aceasta, pentru că există răzbunător. În Sfânta Scriptură, dragii mei, după ce Adam și Eva a păcătuit, ni se raportează că a fost luat un animal și a fost adus ca jertfă pentru ca Adam și Eva să rămână în viață. Iar mai târziu a fost legiferat lucrul acesta și aș vrea să-l citesc din Cartea Levitic la capitolul numărul 4, cu versetul 27. Levitic 4 cu 27 începând spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat și ajunge să se descopere păcatul pe care l-a făcut, să aducă jertfă, o iadă fără cusur pentru păcatul pe care l-a făcut, să-și pună mâinile pe capul jertfei de ispășire și să o înjunghe în locul unde se înjunghe arderile de tot. Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei, să ungă coarnele altarului pentru arderea de tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la picioarele altarului. Pentru ca cineva vinovat de păcat să poată să fie iertat, dragul meu, trebuia să fie omorât un animal. Ai zice că nu-i mult. Sigur că acum voi locuiți la oraș și nu prea mai țineți, să-i spun așa, mersul care exista mai de mult să ai animale la casă. Dar câți dintre voi ați tăiat capul la pisica voastră din casă ca să fie iertat copilul vecinului? Câți? Dar să-și taie măța lui, ce mă interesează pe mine, nu? Nu? Sau te-ai simțit chiar ofensat? Când omul a păcătuit, pentru că păcatul este o problemă de crimă, crimă a făcut păcatul, mai întâi în rândurile animalelor. Ai zice că e un pic, nu chiar ieșit din comun, dar nici chiar simplu nu-i. Nu știu câți din voi ați crescut vreun animal. Să crești un miel, sau să crești un vițel, sau să crești un ied, sau să crești o găină și să vină să se urce pe umărul tău și să mănânce. Sigur că noi ne-am obișnuit acum să le tăiem gâtul că le mâncăm sau așa, dar să iei mielul ăla care vorbeai toată ziua, să te duci și să pui mâna pe el, să închizi ochii și să zici mi-am înjurat mama. Și când zici că mi-am înjurat mama, prin rostirea ta, păcatul tău a trecut asupra lui și apoi cineva să-i taie gâtul pentru că tu ți-ai înjurat mama. Ai zice că e simplu, dar nu e chiar simplu. Ce are mielul ăla că ți-ai înjurat tu mama? Și te-aș întreba, dacă ar fi să te duci vreodată spre iertare, cam câți miei ar trebui tăiați? Cam câți? Ți-ar ajunge crescătoria de miei de la Gurghiu? Câți pe zi? Dar tu stai liniștit,
Pentru că atunci când te uiți la mine și când mă uit eu la tine, suntem cam la fel. Dar ochiul răzbunătorului, când se uită la mine și când se uită la tine, ne vede altfel. Radical altfel. Pentru că pe fața mea și pe fața ta scrie crimă. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să mai umbli cu mâinile murdare de sânge. Dacă măcar la nivelul intenției ți-ai propune să înțelegi ce înseamnă viață, n-ai mai suporta sângele de pe mâinile tale. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, nici nu te deranjează. Vedeți, iubiții mei oameni, crimă și onoare. Există o onoare pe care o au și criminalii și de atâta tocire de conștiință și de cuget, de atâta tocire de educație și de bun simț, formându-se masivitatea asta de societate în care trăiesc eu și tu și eu și tu o alcătuim, noi nu mai avem nici măcar demnitatea sau onoarea de criminali. Pentru că există criminali care au onoare. Dar eu și tu, nici atât. Însă tot acest drum sau tot acest travaliu al înjunghierii animalelor pentru iertare nu era decât o trimitere exactă către ceva. Și aș vrea acum, dragii mei, să-mi permit să citesc, deși cei mai mulți dintre voi probabil că știți, să citesc, să vedeți de unde s-a luat sângele iertării pentru crima mea și pentru crima ta. Că nu-i simplu. În Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 5, aș vrea să vă citesc câteva versete care pe mine m-au zguduit. Romani, capitolul 5, începând cu versetul 7 la 9, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Pentru ca păcatul tău și păcatul meu, această neînsemnată sau contextualizată uneori problemă, este o problemă de crimă. Iar ea poate să fie iertată și poate să fie ștearsă prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin moartea Hristosului Dumnezeu. Vi se pare simplu? Iubiții mei oameni, puteți spune lucrurile acestea în contul unor frumoase balade sau basme. Puteți să le puneți în contul la ce vreți, dar în seara asta vreau să o știi, că e adevărat. Hristos a fost ucis pentru păcatul meu și pentru păcatul tău.
Păcatul este o problemă de crimă. Iar dacă eu și cu tine am bănuit măcar realitatea aceasta, să vezi că altfel am vorbi, altfel am judeca. Altfel ne-am purta, altfel am evalua propria noastră existență, dacă am ști sau dacă am încerca să știm cum stau lucrurile. Însă, dragii mei, Satana este atât de interesat ca mintea mea și mintea ta, cugetul meu și cugetul tău, conștiința mea și conștiința ta să fie aduse la tăcere, pentru că în ziua răzbunării își dorește Satana nici unul din noi să nu scape. Și întreb, de ce simți că vrei să-i faci jocul? De ce simți că vrei să-i dai importanță ideilor lui? Iubiții mei, când rostești cuvântul păcat, trebuie să ai în fața ochilor tăi o ființă dumnezească ce stă între cer și pământ, între agonie și extaz, declarându-se pe sine însuși victimă și jertvă pentru ca mâinile mele și mâinile tale să poată să fie curate. Iar ăsta nu e un lucru simplu. Ăsta nu face obiectul licențelor filosofice. Ăsta nu face obiectul licențelor ritualice. Ăsta nu face obiectul licențelor umaniste. Ăsta nu face obiectul licențelor de logică și de judecată umană, ci face obiectul deciziei lui Dumnezeu. Păcat înseamnă crimă. Și pe fruntea mea și pe fruntea ta scrie mare, criminal. Și noi când ne uităm unii la alții, suntem la fel. Care-i problema? Dar când te vede ochiul răzbunător, radical, suntem altcineva. Noi putem să-L construim pe Dumnezeu în mințile și în inimile noastre cum vrem, însă Dumnezeu va fi cum vrea El. Noi putem să ne facem în inimile și între noi convențional legile și mântuirile noastre cum ne place, însă Dumnezeu le face cum îi place. Iar cel care își batjocorește pe Fiul lui Dumnezeu, scumpii mei, e groaznic. Dumnezeu și-a arătat dragoste față de mine și față de tine prin faptul că pe când eram păcătoși, pe când eram criminali, Hristos moare pentru noi. Aici nu este vorba de o înțelegere, să-i spunem așa, în care nu contează că pierd sau câștig. Aici nu este vorba de o înțelegere în care nu prea contează problemele puse în târg. Și aici este vorba că Dumnezeu a decis ca oamenii ce vor să-și curețe mâinile de sânge să o facă numai prin moartea Domnului Hristos. Apreciez intențiile și discursurile tale, apreciez intențiile de bine pe care le ai, apreciez relațiile tale interumane prin care încerci să te faci plăcut tuturor oamenilor. Apreciez tot ce vrei să faci tu,
Dar dacă sângele de pe mâinile tale nu-i spălat cu jertfa lui Iisus Hristos, n-ai făcut nimic. Și în ziua răzbunării, nimeni nu scapă. Dar cred că nici nu e important lucrul ăsta. Chiar total nu e important. Așa ca idee. Nu simți o stârnire de iubire dacă totuși cineva a vrut să moară pentru tine? Nu se stârnește în sufletul tău nicio licărire de onoare? Este câte un om care trăiește pentru că a fost cineva dispus să se sacrifice. Am un fost student de-al meu care are un frate vitreg și fratele lui i s-au îmbolnăvit amândoi rinichi și a făcut 15 ani dializ, așa se numește, da? Așa. Și acest fost student al meu a mers la analize și a hotărât să-i dea un rinic fratelui său ca să poată trăi și să nu mai facă dialize. Și a făcut operația la Cluj, a reușit operația și el are un rinic și un rinic l-a dat fratelui său. Și întreb așa, nu cunosc relația dintre ei ca să mă pot pronunța, dar mă gândesc că fratele care pur și simplu după 15 ani de nici n-ai cum să povestești, să stai câte 6 ore, de 2 ori pe săptămână, să-ți treacă tot sângele prin nu știu ce filtre și să-ți vină înapoi, și de 2 ori pe săptămână, e groaznic. Și acum numai într-o zi să te ridici și să știi că nu mai trebuie să faci asta. Întreb, nu s-o fi stârnit în el o dragoste și mai mare pentru fratele lui care i-a dat un rinichi? Și pornind de aici te-aș întreba pe tine, nu simți că ar trebui să se stârnească în tine o dragoste și mai mare pentru Dumnezeu, dat fiind faptul că Iisus Hristos a murit ca să putem avea mâinile curate de sânge? Și dacă nu simți, întreb, de ce? Știi de ce? Pentru că nu vrei să știi ce înseamnă viață. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta mâinile murdare de sânge. Și zice Moise în psalm, dar cine ia seama la tăria mâniei sale? Cum credeți că se va purta Dumnezeu când va vedea că cineva dintre oameni a batjocorit jertfa pe care a dat-o el? Crimă și onoare. De fapt, dragii mei, nevenindu-ne să credem, eu și cu tine suntem autorii acestei crime extraordinare. Eu și cu tine, de fapt, păcatul meu și păcatul tău l-au ucis pe Hristos. Sigur că s-ar putea să zicem, dar n-am știut, sau s-ar putea să zicem, da, din greșeală, sau s-ar putea să zicem, de fapt, nu eu, ci înaintașii mei, sau s-ar putea să zicem, e problema lor, a mea nu-i. Indiferent de cum ne explicăm lucrul acesta, eu și cu tine, prin păcat, suntem ucigași ai lui Iisus Hristos. Și pe fruntea mea,
Și pe fruntea ta scrie criminal. Sigur că aparent fugim dintr-o metropolă în alta și pozăm la libertate. Îmi spunea băiatul meu acum vreo săptămână, două, ce tata ai auzit? Nu, ce pe unul dintre pilonii de bază ai mafiei internaționale l-a prins. Și unde? La Craiova, într-un apartament. Crezi tu, Iacob, că scapi? Sau crezi tu că ești mai isteț? Păcatul este o problemă de crimă. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să mai umbli cu mâinile murdare de sânge. Aș vrea să vă citesc atitudinea lui Dumnezeu din Cartea Evrei la capitolul 10. Așa par cu o atitudine destul de cutremurătoare. Evrei capitolul 10, începând cu versetul 28, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, cel ce va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului? Căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, și în altă parte Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Adevărul este că după ce citești pasajul ăsta și altele ca acesta și nu-s puține, n-ai aer. Zice că știți că cine călca legea lui Moise, ce știu acolo, zicea să nu muți hotarul, țărușul un pic mai încolo, ce pe bază la niște martori, era omor fără milă cu pietre. Și zice așa: cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit. Iubiții mei oameni, aș vrea să pun situația aceasta în două idei, sau nu știu cum să le numesc, nu? Deci, n-ar trebui să auzi niciodată cuvintele acestea. Ai putea să te oprești la: de dragul tău, Doamne, de dragul iubirii tale, de dragul frumuseții lucrurilor care le-ai făcut pentru mine, aș vrea să-ți dau viața asta murdară și aș vrea să mi-o faci curată. Parcă aș vrea să auzi doar cuvintele acestea. Dar am mare teamă că aceste cuvinte nu produc nimic în tine. Ești așa de obișnuit și ești așa de desfătat în sângele în care viețuiești, încât dragostea, chemarea, prețuirea lui Dumnezeu nu te mai mișcă. Aș vrea să n-auzi cuvintele care le-am citit. Pentru că spunea la un moment dat Homer, un gânditor grec, că
Dragostea care se transformă în, nu, pardon, ura care ia naștere din dragoste este de două ori mai mare decât dragostea care a fost înainte. Un lucru foarte interesant. Și poate ați observat între oamenii pe care îi cunoașteți câte doi oameni se iubesc la nebunie și dintr-o anumită situație ajung să se urască. Ei, ura de pe urmă este de două, trei, nu știu câte ori mai mare decât dragostea care a fost. Iubiții mei, această atentă chemare a lui Dumnezeu, această, să-i spun așa, acest susur de iubire pus în jertfa lui Iisus Hristos pentru ca eu și tu să fim curați de păcate și să fim mântuiți, durează o vreme. În ziua când se va trage linie și se va constata că eu, Iacob Coman, mi-am bătut joc de sângele sfințit, de jertfa Domnului Iisus Hristos, că am batjocorit Duhul Harului, se va spune, grozav lucru, Iacob, să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Eu vreau să-L cauți pe Hristos pentru că te iubește. Eu vreau să-L cauți pe Hristos pentru că și-a dat viața pentru tine. Eu vreau să stârnești iubirea ta în tine pentru frumusețea vieții eterne pe care vrea să ți-o dea Dumnezeu. Dar dacă nu poți sau nu vrei din aceste motive, aș vrea să-ți pui doar niște întrebări. Ce se va întâmpla cu mine și cu tine în ziua judecății? Când ochiul răzbunătorului va vedea că pe fruntea mea sau pe fruntea ta rămâne cuvântul criminal. Parcă n-aș vrea să știu ce se va întâmpla. Vedeți? Crimă și onoare. Păcatele mele și păcatele tale l-au ucis pe Hristos. Și Dumnezeu stă și se uită atent la mine și la tine. Și vrea să culeagă o fărâmă de onoare. Da, Doamne, eu sunt. Iartă-mă. Da, Doamne, eu sunt. Primește-mă. Da, Doamne, eu sunt. M-am săturat să umblu cu mâinile acestea murdare de sânge. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai suporta să mai umbli cu mâinile acestea vinovate de sângele Hristosului Dumnezeu. Pentru că, iubiții mei oameni, cine ia seama la mânia lui Dumnezeu, cine ia seama la urgia lui Dumnezeu, cum se cuvine, străbate distanța dintre el și Dumnezeu în iubire, cine ia seama la ce a făcut cerul pentru el, cine ia seama la felul cum a devenit el însuși criminal în detrimentul lucrurilor eterne,
străbate distanța aceasta prin gesturile unei iubiri care depășește orice realitate. Și cel care poate să ia seama ești tu și eu. Și în seara aceasta nu vă provoc la mai mult, iubiții mei, decât la o simplă onoare de criminal. Da, Doamne, eu l-am ucis. Iartă-mă. E mult? E puțin? Nu știu cât e. Dar știu un lucru. Că mâinile mele sunt murdare de sânge. Și mai știu unul, că și a tale sunt murdare de sânge. Și onoarea de criminal îmi cere să fac uz de legea iertării. Și spune Sfânta Evanghelie că nu există dar mai mare pentru ochiul răzbunătorului, adică pentru Dumnezeu, decât să vadă pe unul dintre oameni că își ridică mâinile și zice, da, Doamne, eu sunt criminalul. Iartă-mă și fă mâinile acestea curate. E mult? E puțin? Nu știu, dar știu că poți în seara aceasta să mergi acasă cu mâinile curate. Și reluând tot travaliul acesta de la crimă până la răzbunare, Dumnezeu îl întrerupe brusc în următoarele cuvinte, fiindcă atât de mult te-am iubit încât l-am dat pe singurul meu fiu, ca dacă crezi în el să nu pieri, ci să ai viață veșnică. Personal, nu pot construi un cer mai mare. Personal, nu pot construi o iubire mai mare ca vraja aceasta din care, de sub ochiul răzbunătorului, devin sub ochiul celui care mă îmbrățișează și iertându-mă, mă trece pe numele Lui. E extraordinar. V-am povestit altă dată și cu asta închei, cum un bătrân își mușca degetul de necaz că i-a pătat onoarea un prinț. Și avea 3 feciori și îl provocau prietenii, da? Pune pe unul din feciori să-ți spale, să-ți spele onoarea și gata. Zice, cine ăștia? Și l-a luat pe unul și i-a mușcat degetul tare și l-a început să se vaite ca o femeie și zice, du-te mă de aici. Și ăsta să-mi spele mie onoarea. Și mușcă și pe al doilea și când îl mușcă pe al treilea, îl strânge din dinți și zice, dacă nu mi-ai fi tată, ți-aș arăta eu ce înseamnă să mă muști de deget. Și îi spune atunci bătrânul, zice, vezi că prințul mi-a murdărit obrazul, du-te și curăță-mi-l. Și tânărul se duce,
îi aruncă mănușa prințului și prințul nervos ca un copil fără arme și zice, du-te mă întreaba dacă te ucid imediat și nu, zice, să vedem. Și descrie istoria că tânărul l-a omorât pe prinț, i-a tăiat capul, i l-a dus la taică-și la stată, de azi obrazul ți-e curat. Și nevasta prințului s-a dus la împărat și a cerut să fie pedepsit ucigașul. Și a zis, nu pot să fac asta. Este un om, și cum vrei să-l pedepsesc? Și zice ea, să mă ia de nevastă. E Sidul, cunoașteți că v-am mai spus povestea, și împăratul a chemat pe Sidul și i-a spus, o iei de nevastă, că nu mai are cine să-i poarte de grijă. A luat-o de nevastă și a avut cu ea două fete. Din istoria aceasta, a viacului acestea, vrea să schimb forța ochiului răzbunător al lui Dumnezeu, când în momentul întoarcerii mele și a tale la El, răzbunarea se transformă într-o dragoste de a fi trecut tu și eu pe numele Lui. Dragul meu, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai mai umbla cu mâinile murdare de sânge, ci în jertfa Domnului Iisus Hristos ți le-ai curăța. Dumnezeu să-ți ajute. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, stăm în seara aceasta înaintea Ta. Nici nu știm dacă să ne bucurăm sau dacă să fim triști, însă vrem să stăm înaintea Ta ca niște oameni pentru care Fiul Tău a murit. Părinte bun, nici nu știm dacă putem crede că suntem criminali, nici nu știm dacă nu putem crede, nici nu știm dacă suntem vinovați sau nu, dar în seara aceasta am vrea să se petreacă ceva în inimile noastre. Am vrea ca Duhul Harului Tău să ne umple ființa. Și am vrea în seara aceasta, câți suntem aici, să mergem spre casă cu mâini curate. Te rog frumos, Părinte Ceresc, nu lăsa nicio inimă necercetată de dragostea Ta. Te rog frumos, Părinte Ceresc, în seara aceasta, nu lăsa nicio inimă necercetată de cuvântul Tău. Și ajută-ne, câtă vreme există har, să putem obține iertare. Binecuvintează, te rog, pe musafirii noștri și împreună cu ei binecuvintează-ne pe noi și ajută-ne, Doamne, cu toți și cu toți cei dragi ai noștri, cu hainele curate înaintea Ta, îmbrăcați în neprihănirea Domnului Hristos, să putem aștepta cu dragoste mântuirea. Pacea Ta și cerul Tău să rămână peste noi toți și noi la rândul nostru să Te lăudăm prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Tău cel Sfânt în veci. Amin. Amin.